Am revenit cu un caz revoltător petrecut într-un mare oraș din România. Un pedofil a încercat să racoleze un băiat de 15 ani în parc. Băiatul a fugit și a sunat la 112, a înregistrat toată conversația înainte să sune la poliție. Mariana Zaharia are detalii. Te ascultăm, Mariana, bună ziua! Am găsit, totul s-a întâmplat în cel mai mare parc din Pitești. Adolescentul le-a povestit anchetatorilor că mai întâi bărbatul i-a arătat semne obscene. Apoi a venit direct la el și a încercat să-l convingă să întrețină relații sexuale cu el. Inspirat, băiatul a scos telefonul mobil și l-a înregistrat audio pe individ. Apoi a sunat la 112. Primii care au ajuns la adolescent au fost polițiștii locali, cei care și păzesc acest parc. Pe baza descrierii făcută de către adolescent, ei l-au oprit pe individ și apoi i-au chemat pe colegii lor de la Poliția Națională. La audieri, bărbatul nu a recunoscut nimic, dar polițiștii aveau deja înregistrarea făcută de către adolescent. Așa se face că l-au putut reține și i-au deschis acum un dosar penal. Mulțumim, Mariana, un tânăr...